Vineri 2 iulie debutează la Arenele Traian din Râmnicu Vâlcea turneul final al campionatului național de minifotbal ediția 2021, competiție care a adus în orașul de sub Capela cele mai bune 16 echipe din țară. În vederea acestui eveniment de gală, formația gazdă FC Boromir a intrat pe ultima sută de metri în ceea ce privește pregătirile și a efectuat un test util cu două zile înainte de primul joc din grupă. Da, mai sunt 48 de ore până la primul nostru meci al competiției. Așteptăm cu nerăbdare să jucăm. Jucăm astăzi un meci amical pe arena unde se va juca meciul și să vedem cum va fi la ora meciului, să vedem cât de bine pregătiți suntem în funcție de cum ne vom prezenta astăzi. Băieții sunt ok, sunt sănătoși, au o dorință foarte mare, ei de-abia așteaptă să înceapă competiția. Așteptăm cu nerăbdare, așteptăm cât mai mulți oameni la stadion. Să sperăm că o să fie o competiție cum n-a mai fost până acum și echipa cea mai bună să câștige. Dorința este să facem o figură frumoasă, jucăm acasă și sper să reușim, de ce nu, să câștigăm competiția. Așteptăm cu nerăbdare, mai avem foarte puțin până începe turneul național de la Râmnicu Vâlcea. O să avem primul meci cu echipa din Bacău, cu Golden Boys Bacău și suntem foarte motivați să câștigăm acest turneu. Vă dați seama că este o presiune în plus pentru noi că jucăm acasă, dar sperăm să facem jocuri cât mai plăcute publicului, oamenii să vină cât mai mulți la această arenă foarte frumoasă, este o plăcere să jucăm aici, în rest nu este nicio problemă, suntem pregătiți. Cele 16 finaliste au fost repartizate în 4 serii, trupa președintelui George Frântu, având ca adversare echipele similare din Bacău, Iași, Drobeta, Turnu Severin. Cei de la Bacău știm că sunt o echipă foarte bună, au și jucători care au jucat și fotbal la divizia A. Pe Golden Boys îi cunoaștem foarte bine, e o echipă foarte bună de minifotbal din România, la fel și Reality Team de Iași, care a terminat Supercupa pe locul 4. Drobeta nu cunosc foarte multe despre ei, dar din moment ce sunt la Râmnicu Vâlcea, unde sunt cele mai bune 16 echipe, e clar că toate sunt echipe bune și puternice. În primul joc, FC Boromir Râmnicu Vâlcea va avea ca adversară pe Golden Boys Bacău într-o partidă programată la Arenele Traian, vineri 2 iulie, începând cu ora 20:15.